Timp de 4 zile, polițiști de la Prevenirea Criminalității, Ordine Publică, Serviciul Rutier și jandarmi vor desfășura ample acțiuni în cadrul celei de-a 7-a ediție a Săptămânii Prevenirii Criminalității. Acțiunile vizează prevenirea delicvenței juvenile, a infracțiunilor de furt din locuințe și case de vacanță și accidentelor rutiere. Noi urmărim prevenirea criminalității, pregătirea infracțională a populației, reducerea riscului victimizării în rândul acestora și determinarea cetățenilor de a-și lua măsuri de protecție și asigurare a bunurilor. Activitățile vor începe începând din data de 25 septembrie 2012, adică marți, fiind dedicate prevenirii delicvenței juvenile și a victimizării minorilor. Pe tot timpul activităților vor fi distribuite în școli, licee și participanților la trafic pliante și materiale educativ-preventive.